ați abordat subiectul malformațiilor. Uterul, dacă nu este în timpul dezvoltării fetale, nu este îmbinat corect, generează probleme. Ce alte malformații sunt posibile? Se discută de poziția ovarelor, care ar fi uneori modificată. Uneori există malformații în care poziția ovarelor este distorsionată de forma particulară a uterului malformat. Ele de obicei au un loc bine destinat, ovarele în abdomen, și suferă niște modificări ulterior datorate procesului nașterii, al stării de graviditate, încep să-și modifice puțin locul. Ovarele mai mari, care sunt purtătoare de tumori, chisturi și așa mai departe, fiind mai grele, pot să-și piardă locul de domiciliu, să ajungă în alte, să zicem, zone anatomice. Problema mare este a uterului, totuși, la malformațiile uterine, pentru că el suferă distorsionările arhitectonice cele mai serioase. Și atunci unele din malformații se operează și cu mare succes pe cale histeroscopică, pe cale laparoscopică sau și mai bine pe cale combinată, abordul fiind dublu. Unele se operează robotic, evident, unele din păcate nu se pot opera. Da, practic se face o reconstrucție. Se face o reconstrucție a uterului, da. Se face o reconstrucție a uterului care de cele mai multe ori este miraculos izbăvitoare, pentru că am paciente care au prins sarcină, au rămas însărcinate într-un interval de o lună până la 3 luni de la operație, ceea ce e foarte rapid. Și unele dintre ele sunt, dintre paciente, au fost mirate pentru că nu știau că au o malformație uterină. Asta mi se pare o chestiune extrem de interesantă, pentru că întâi de toate, sigur, avem ecografe și extrem de performante, avem computer tomograf, RMN, nimic din toate astea, tot ce înseamnă aparate care oferă o imagine absolut senzațională, niciuna din aceste aparate nu pot înlocui consultul clinic. Ochiul, mâna și discuția cu pacientul. Pentru că discuția cu pacientul trebuie să fie, și nu folosesc un termen forțat, trebuie să fie exhaustivă. Uneori oferă niște informații în două cuvinte atât de importante, fără chiar să-și dea seama, comparativ cu o discuție de o oră în care poți să nu culegi destule informații. Și atunci trebuie să respectăm ce au zis clasicii. Oamenii aceia făceau ce facem și noi astăzi, cu mult mai puține aparate moderne. Deci erau niște oameni extrem de înțelepți. Au creat școala de medicină modernă și trebuie să învățăm de la ei, să avem discuții, să consultăm și alte lucruri, nu numai zona de interes a noastră, a fiecărei specialități, pentru că toate lucrurile sunt corelate între ele. Uneori problemele genitale ale unei femei sunt date de o tumoră hipofizară, de exemplu, frecvent se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci, vedeți dumneavoastră, locurile astea sunt la jumătate de metru distanță unul de celălalt. Și atunci nu trebuie să ne cantonăm doar într-o sferă de interes. E drept că medicina modernă, ca toate celelalte științe și arte, în medicina modernă se creează nișe, că omul e specialist extrem de bun pe o zonă foarte, foarte îngustă. Dar nu trebuie să neglijăm, pentru că întotdeauna trebuie să avem the big picture. Medicina trebuie să fie holistică, nu trebuie să fie orientată doar într-un punct.